Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu etalarea despre voi și cealaltă, din perspectiva persoanei, eu știu, cu care sunteți implicați sau la care vă gândiți. Deci este un triunghi amoros pentru unii dintre voi, în care sunteți cu voia voastră sau fără voia voastră, sau pur și simplu sunteți îndrăgostiți de cineva care deja are o relație, căsătorit, căsătorită. Nu musai că ați avut ceva, că v-ați cuplat, poate unii da, poate alții nu. Dar există și o a treia persoană. Aveți de ales între numărul 1, numărul 1, 2 și 3. Numărul 1. Am uitat ce pietre sunt cu verde. În fine. Aici sunt agate cu ochi de tigru și ochi de vultur. Aici o inimă și cu crisolit, parcă, dacă nu greșesc. Vai, și cum îmi scapă tocmai acum denumirea pietrelor. Dar voi alegeți oricum după intuiția voastră. Vă puneți pauză. Eu îmi strâng cărțulile și hai să vedem ce apare. Numărul 1. Numărul 1. Cei care ați ales numărul 1. Energia generală dintre voi este pantera. Este un semn de foc. Nu neapărat că este un semn de foc. Poate între voi doi să fie un semn de foc care vă dușmănește, interesat mesajul. Însă, există cineva care vă pândește din umbră. Dacă voi nu vorbiți în această perioadă cu acest personaj, clar vă pândește din umbră. Asta pentru că nu poate să acționeze din cauza că altcineva sau o pândește. Este o energie nu tocmai frumoasă. Pantera, într-adevăr, este foarte hotărâtă, este foarte intensă. Are o pasiune de temut, dar ceva se transformă în negativitate. Probabil că este o quadratură între Venus și Pluto. Ba vă iubiți, ba vă urâți, iar este foarte posibil. Energia generală dintre voi. Acum că această energie generală poate să reprezinte o persoană care este între voi doi, adică cealaltă persoană sau cineva care influențează povestea. Acum, ce simte pentru voi? O, are credință, frumos. Și 7 de foc. Ce simte pentru cealaltă persoană? 7 de foc, în general, se luptă. Și cred că încearcă, eu așa simt. O să vedem ce alte cărți mai apar. Aici, pentru că față de voi au credință că încă puteți să faceți ceva împreună, că puteți să fiți împreună, e o carte pozitivă. Frumos era și aceasta, dar pentru că 7 de foc, în general, arată o persoană care se luptă cu ceva. Asociez foarte mult, pentru că e și foc și foc, cu acest personaj care a apărut la început. Cred că ei se luptă să se protejeze de această energie negativă. Se luptă într-un fel sau altul, încearcă să manifeste. Pe de o parte, am senzația, așa creează această imagine sau aceste două imagini, am senzația că cealaltă persoană încearcă să-l blocheze, să îi facă niște vrăji, why not? Da? Așa simt, așa simt. Nu o fi pentru toată lumea. Dacă nu toată lumea se ocupă de vrăji. Dar persoana cealaltă îl blochează cu acest foc. Da? Și se poartă defensiv față de această persoană, pentru că este oarecum teamă să creeze sau să instige această panteră la o acțiune. Posibil semn de foc. Cealaltă persoană, dacă voi sunteți aici, nu o luați ca pe un simbol negativ. Pantera poate să reprezinte și o persoană geloasă. Dacă voi sunteți aici, nu zic că ați face voi, Doamne ferește, că știu că majoritatea nu face și chiar ar fi bine să nu faceți vrăji de dragoste. Posibil că aveți o stare de gelozie, de posesivitate, poate defensiv, dar nu vă fixați după zodii. Acum discutăm despre energii. Deci față de voi are credință, față de cealaltă persoană încearcă să se apere. Hai să vedem. O dată, de două, ce simte, ce gândește, cum acționează. O dată, de două, de trei ori. Stea, uite, vezi? Stea. Stea, marea preoteasă. Stea visează, are credință.
Încearcă să se conecteze la intuiție, păstrează în secret niște lucruri. De frică, de teamă că o să se răscolească ceva. Ia numărul 1. Ce simte, ce gândește, cum acționează. Ce simte. O dată. De două ori. Ce gândește. Cum acționează. Interesant. La capătul setului de cărți. Vrea să lase ceva. Vrea să lase acest ceva în urmă, vreau să zic. Vrea să lase în urmă, că asta e șase de spade, o călătorie. Vrea să lase în urmă acest întuneric, această legătură karmică și ar merge către lumină. Pentru că în suflet are sentimente frumoase față de voi. Hai să vedem, față de ei. Și apoi începem la... Ia uite, 10 de bâte. 10 de bâte îi epuizează această relație. Îi epuizează, îi consumă. Se consumă foarte multe responsabilități sau pur și simplu îi consumă. Această energie deja a devenit toxică, negativă. Regele de foc, iar. Posibil semn de foc. Ce simte, ce gândește, cum acționează față de cealaltă persoană. Asta tot vrea să se arate. Ia uite, nouă, încearcă să o blocheze. Încearcă să o blocheze. În fine. Ce simte? Ce gândește? Uf, mai. Cum acționează? Ciudat, iar s-a oprit la 10 de bâte. Îi consumă situația aceasta. Îi consumă. Este o căsnicie sau o relație de lungă durată cu regina de spade sau nu musai, regina de spade care este invers. Asta înseamnă o persoană care nu vorbește frumos. Sunt discuții negative, toxice. Nu că aș avea ceva, dar așa, asta înseamnă regina de spade invers. La voi... Sunt niște emoții profunde, iau de balanță pentru unii. Balanță pentru unii care ține secret nevoia de echilibru, nevoia de vindecare mentală și dorința de a se detașa de o situație negativă. Și simt că aici este negativitate mai mare. Așa simt. Aici apare credința. Credința care în general ați văzut apăruse și steaua, l-am dat, steaua apare aici, în poziția lor. Însă, simt lucrurile un pic altfel. Ce simte față de voi? Simte, își dorește în primul rând, simte că sunteți o persoană importantă, valoroasă în viața lor. Știu, conștientizează că v-au pus într-un trio. E un triunghi totuși, da? Conștientizează că v-au pus într-un trio. Că ei doi sunt aici cu acest personaj și voi sunteți de cealaltă parte. Voi vă concentrați pe creșterea voastră, pe credința voastră și într-un fel sau altul îi inspirați și pe ei să iasă din legătura karmică. Îi inspirați să aibă credință, e o catedrală și aici vorbim de credință. Îi inspirați să înceapă ceva nou cu voi sau eventual, pur și simplu, cu ei înșiși. Oricum, 3 și cu 1, 4. Se creează o stabilitate între voi. În suflet au sentimente de apreciere și solide față de voi. Acum că le exprimă sau nu, este partea a doua. E o situație acolo. În relația karmică e o situație complicată. Ce gândesc față de voi? Nu pot să-și exprime, am zis mai devreme. Împăratul, nu poți să-și exprime sentimentele și ar dori să vină cu o ofertă, să construiești ceva împreună și ar dori să creeze stabilitate. Încă speră. Dar deocamdată nu pot să arate nimic, se gândesc că trebuie să fie în control pentru că trebuie să se vindece, să renască de această situație, de această energie negativă. Care se pare că într-adevăr i-a rănit. Cu 3 de spade și 7 de spade s-au rănit singuri sau pur și simplu cealaltă persoană i-a păcălit și i-a rănit. Dar o să ajung și acolo.
Cum acționează, se temperează cu temperanța, se temperează, își iau timp ca să se vindece. Se gândesc că nevindecați la voi n-au cum să vină. Și aici încearcă să aibă credință. Da? Credință, temperanța a venit pe această parte. Unde am zis că sunteți voi. Și repet, nu vă ghidați după semnele care sunt aer, foc, apă. Vorbim despre energie. Da? Cum acționează? Încearcă să se echilibreze și în momentul în care se echilibrează și se curăță energetic de situația în care sunt, abia atunci își doresc să vină cu o cupă a împăcării, a dragostei, romantică, o declarație, un mesaj, își doresc să vină. Dar nu vor să vină oricum, nu vor să vină în această energie negativă. Până atunci se abțin. Eventual au în preajmă pe cineva, iar semn de foc, dar nu obligatoriu. Cineva care controlează această panteră ar putea să fie împăratul din viața lor. Da? Se gândesc că până nu se vindecă de acest împărat, de această energie care controlează, nu pot să vină la voi. Ce simt față de ei? Am senzația că această speranță care apare în partea lor este o speranță care a fost oarecum în trecut. Au sperat că pot să reconstruiască ceva, că se pot împăca. Valetul de monede. Au sperat. Dar în momentul în care s-au reîmpăcat, sau ce au încercat e să mai construiască, să mai dea încă o șansă la materializare, la manifestare, la vindecare a situației dintre voi, dintre ei, pardon, în momentul în care au mai dat încă o șansă și au dat seama că s-au mințit, că ăsta e gândul despre ei, s-au mințit în legătură cu această persoană și s-au rănit încă o dată. Pe de altă parte, persoana respectivă i-a mințit și i-a rănit. Și se gândesc ce simt. Încearcă să vindece. Încearcă să vindece această situație. Să ierte, că asta înseamnă vindecare, iertare. Să aibă credință, dar credința o primesc prin felul... Sau să aibă credință chiar și în această situație, în ideea că nu putem să mergem mai departe până nu iertăm. Chiar o fi fost cândva o dragoste, ce o fi fost, atașament, da? Totuși își doresc să ierte persoana, își doresc undeva în sine, în profunzimea sufletului său. Dar această dorință de iertare de la voi învață, pentru că aici este credința. Voi le arătați drumul. Cum să-și păstreze credința, cum să-și păstreze lumina, cum să se curețe energetic, cum să se conecteze la îngeri. Voi le arătați drumul. Cum să-și controleze viața. Voi le arătați drumul. Asul, le dați această posibilitate să înceapă o nouă viață și nu musai singur, nu musai cu voi. Ca stil de viață. O viață care construiește într-o credință. Da? Am zis catedrală credință. La ei. Apare mincinosul și cu trei de spade lângă, șapte de spade, n-am cum să cred că este cineva care are intenții bune, da? Gândește că acest personaj cu care au fost s-au păcălit, că au stat lângă ei. S-au păcălit. Probabil, interesant. Da, mulțumesc de inspirație. Ce simt? Simt că ar încerca să le dea o șansă, ceva, pentru ca un copil. Și pentru acest copil tot încearcă să-și păstreze credința în această situație toxică. Eu am zis că energia comună. Dar știți că toxicitatea, chiar dacă nu se creează dinspre voi, vă afectează și pe voi. Cum acționează cu ei? Încearcă să-și mențină stabilitatea. Poate că sunt și soți, soții. Regele de monede e un soț, de obicei. E o persoană echilibrată. Este un tată, tatăl și copilul. Încearcă să-și păstreze stabilitatea, să fie oameni stabili în casă. Încearcă. Și totuși își doresc să meargă mai departe. Posibil că trebuie să călătorească către acest personaj. Să facă, interesant, să călătorească între voi și ei. Între voi și ei. Da, probabil că fac drumuri acasă ca să fie prezenți. Interesant. Se duc acasă ca să semneze, știi cum, prezența.
Sunt soț, tată, ce-o mai fi, soție, asta e, trebuie să fiu aici, pentru că așa spune tradiția. Deocamdată. Deocamdată. Nu vreau să fac prea lungă etalarea ca să rămânesc totuși cu mesaje mai concrete, să nu mă lungesc și în prea multe interpretări. Pe de altă parte, mai am un mesaj. În momentul în care ei sunt în această căsnicie în care s-au păcălit, s-au rănit, da? Și totuși trebuie să fie figuri stabile într-un fel sau altul. Când sunt acolo, simt că ar comunica, valetul de monede comunică la telefon, ar comunica, ar trimite un mesaj, v-ar trimite vouă, steaua. Steaua pentru că am văzut mai devreme că a apărut și la voi și pentru că apare credința. Voi îi inspirați, le dați credință, le dați energie, îi ajutați să se vindece și vindecându-se mai rezistă încă un pic în relația asta. Știu că nu vă convine mesajul, dar așa l-am simțit. Dacă veți fi împreună în această perioadă, eu zic în această perioadă pentru că lucrurile se schimbă, Dumnezeu le schimbă și eu nu vreau să fac predicții pe termen îndelungat, nu vreau să vă programez pentru că știu că Dumnezeu are puterea finală de a crea minuni în orice situație. Față de voi, dacă veți fi împreună, încearcă să iasă din această stagnare. Faptul că a venit acest spânzurat invers e fain. E fain. Se pare că încep să se vindece, să se conecteze. Ia uite, ca să face spânzuratul, își capătă credința prin acest sacrificiu pe care l-a făcut în această relație. Și vine credința, repet, de la voi. De la voi, voi inspirați. Ce simt? Am zis mai devreme că e și un copil, că tot au încercat să se împace, dar trecând peste asta, asta a venit tot ca energie dinspre voi, ca și vibrație. Spânzuratul cât stă sacrificat primește lumina, da? O nouă perspectivă asupra vieții, asupra lucrurilor, asupra destinului. Ei, a venit invers în poziția voastră. Vor să descălcească situația, vor să iasă din stagnare în legătură cu voi. Își doresc. Își doresc. Dacă veți fi împreună, încearcă. Încearcă. Acum rămâne de văzut în cât timp, dar încearcă. Da? Am zis că felul în care acționați este de bun simț. Vor să vină cât de cât vindecați, într-o energie curată. Dacă veți fi împreună, dacă vor fi ei împreună. Deocamdată la ea a apărut 10 de monede. 10 de monede. A, e și turnul. Își doresc să se rupă de această căsnicie sau relație de lungă durată, care încă stă în picioare datorită tradițiilor, nevoilor financiare, eu știu, nevoilor de stabilitate. La voi, da, vor să iasă din aceste griji, să ieșiți din aceste griji. Ia uite, se gândesc cum să iasă din aceste blocaje în care au stat, își doresc să vină. Cam acestea sunt cărțile la numărul 1. O să le strâng. Și până le strâng, ce ar mai fi de spus? Gândesc că și voi sunteți răniți de situație și își doresc să vă vindece în momentul în care vin. Cel puțin așa spun cărțile. Pentru că aveți o carte foarte frumoasă, Credința, ca energie marcantă sau inspirantă în relație cu voi. Lucrurile, într-adevăr, merg greu. Ați văzut și spânzuratul este și broscuța țestoasă. Merg greu. Dar sunt, pentru că s-au întâmplat, pentru că acest personaj trebuie să-și regăsească, ia uite, regina de spade, iar invers, să-și regăsească credința în relație cu voi. Faptul că v-au cunoscut. Le aduce, scuzați-mă, de călăgie, le aduce credință, le readuce, îi reconectați la latura lor divină, la principii. Îi învățați să spere că oamenii sunt buni în continuare. Și
Și aici este, trebuie să învețe să-și transforme în relația karmică, să-și transforme mentalul, este în flutură exact pe chakra, pe al treilea ochi. Trebuie să învețe să anticipeze situațiile de genul ăsta și să nu le mai repete. Ok. Deci, numărul 2. Numărul 2. Cei care ați ales această brățărică cu agate, ochi de tigru, am zis, ochi de vultur, parcă, în fine. Energia generală dintre voi, emoții. Emoții profunde, broscuța testoasă și emoții care vin de mult timp și durează. De asta pentru că sub această carcasă, sub această carcasă sunt multe emoții. Probabil că nu arată. Încearcă să se detașeze pe de-o parte, nu o să reușească. Posibil că încercați și unul și altul să vă detașați emoțional, dar nu e doar detașare. Este 8 de apă, 8 care merge către nouă, către bucurii imense, către speranță. Amândoi sperați într-un fel sau altul că veți fi împreună. Wow. Ce simte față de voi? Pasiune nebună. Ce simt față de ei? Că fac parte din destinul lor. Rămâne de văzut ce, ce cărți intense. Cum se leagă povestea. Este greu de ales în condițiile astea. Oricum, pentru că este un opt emoțional, vă transformați emoțional. Posibil că aveți planete în Scorpion. Puf! Ce energie! Oh, ce simte pentru voi? Numărul 2. Ce simte pentru voi? Ce gândește? Cum acționează? Față de ei, destinul i-a adus împreună, dar știți cum? Destinul ne-l facem noi. Rămâne de văzut ce alte cărți apar. Este o arcană majoră foarte intensă. Și voi aveți, n-aveți arcană majoră, aveți un rege de foc. Deci extrem de multă atracție, magnetism, pasiune, sexualitate, evident. Îi treziți. Îi treziți la o nouă viață. Îi face să în prezența voastră încep să strălucească. Interesant. Măi, dar de ce simt? O să vedem ce cărți apar. De ce simt? Deși cartea este superbă din punct de vedere artistic, îmi place la maximum. În acest context, lângă acest rege de foc, deja pălește. Pălește. Și din acest motiv simt că destinul lor pălește în lângă personajul respectiv și ei pot să strălucească în preajma voastră, aliindu-se cu voi, colaborând cu voi, iau te zero, vorbeam de zero, de un nou început. Le dați încredere, simt că sunt bărbați, bine, pot să fie și femei, că sunt creativi, că inspirați. O, da, crește ego-ul ăsta, semne de pământunii. Dar vorbiți de creativitate. Deci, ce simte pentru voi? Ce gândește? Cum acționează? Ce simte? Wow, lumea! Ce gândește? Am zis că sunt căsătoriți. Unii. Sau în altă relație, că de-aia ați ales triunghi amoros, da? Cum acționează deocamdată, vedeți? Deocamdată stau, se gândesc. La capătul setului de cărți, 10 de cupe, o căsnicie, într-adevăr, un triunghi amoros, o relație care se dezechilibrează și steaua. Acest personaj care inspiră pe ei, voi, eu așa vă văd. Voi. Speranța că poți să înceapă un nou început cu sufletul său geamă. Deci eu aici așa vă văd. Așa vă văd pe... Aici sunteți voi. Voi le treziți masculinitatea, feminitatea. Lângă voi se completează. Ce fiore am. Chiar dacă au un destin, au avut o familie, copii, ok, o relație faină, dar în care nu-și găsesc adevăratul potențial. Rămâne de văzut ce alte cărți apar.
Deocamdată am citit așa cum am simțit. Haide să vedem. Ce simt față de ei? Ce simt, ce gândesc față de ei? În acest moment, uitându-mă la carte, simt că, într-adevăr, ia uite, faetonul, vor să plece, vor să meargă, sunt determinați, ia uite, o nouă pasiune, pasiunea asta e de la voi. Și apare în cărțile lor. Adică, cu alte cuvinte, când sunt cu ei, se gândesc la voi. Ce vreau să zic, este o relație, în acest moment așa simt să citesc, este o relație stabilă, ok. Și totuși apăsătoare. Asta mi-atrage în acest moment, da? Apăsătoare. Am zis, lângă voi încep să strălucească. Și totuși, faptul că există acest mare potențial îi și întristează. Pentru că ei au crezut că destinul lor este aici. Hai să vedem. Ia uite. Iar s-a oprit la asul de bâte. Și această pasiune îi transformă. Ce simt, ce gândesc față de ei. Dacă simțiți nevoia să schimbați pozițiile, treaba voastră, ce simt? Ia uite. Trebuie să aleagă. Ce simt față de ei? Ce gândesc? Cum acționează? Mai va trebui să iaute. Deocamdată vă spionează. Aici se lumea, da? Se schimbă lumea. Se schimbă lumea lor. Lumea lor de căsătoriți, de ce sunt tregere de monede. Lumea lor se schimbă. Vor să o ia de la început, într-o nouă direcție, dar deocamdată studiază cu valetul de spade și lumea a apărut aici. Voi le schimbați lumea. Voi le schimbați lumea pentru că apare o schimbare, schimbare emoțională. Voi le schimbați destinul, ca să înseamnă lumea, dragii mei, ce fiori am, le schimbați destinul. Într-adevăr, un destin ok, acceptabil cu cei cu care sunt. Banal, să zicem. Apăsător, monoton. Așa simt, în acest nu sunt cărți chiar atât de spectaculoase. Da, e o arcană majoră, sunt două arcane majore care, da, nu sunt cele mai vibrante. Au arcană majoră și aici. Dar, v-am zis, lângă regele de foc eclipsează. Deci destinul lor se poate schimba lângă voi. Ce simt față de voi? Conflicte deocamdată. Îi puneți pe jar, iar foc, multă pasiune, atracție, creativitate. Da? Și le schimbați lumea. Simt că e ceva nou. E o nouă lume în care ei se zbat emoțional și pasional și au aceste conflicte în ei. Simt că voi atrageți, voi sunteți deasupra lumii, voi sunteți profesori, ei simt că sunteți profesorilor spirituali. Cu Marele Preot și Regele de Cupe, posibil că aveți planete în apă, unii dintre voi, unii, nu toată lumea, sunteți profesori, într-un fel sau altul, sau sunteți, citiți, umblați, oricum, evoluați spiritual. Și provocați. E o provocare. 5 de bâte te provoacă la luptă. E provocat să crească, să se lupte pentru voi. Pe de-o parte, au concurență. Sunt conștienți că voi atrageți atenția. Sunteți deasupra lumii, sunteți în vizor public și atrageți atenția și trebuie să se zbată pentru voi. Și sunt și geloși. Ce simt? Simt multă gelozie. Pe de-o parte, pe reușitele voastre. Dar și sunt conștienți că e și inspirați. Sunt și geloși. Un conflict de stări. Ce simt? Dar, repet, simt că voi îi face să plășească printr-un nou portal. Da? Voi îi provocați. Atracția asta mare. Și conflictele și gelozia. Nu-și doresc să fiți lângă altcineva. Nu-și doresc să fiți lângă altcineva. Deși ei sunt cu cineva. Ce gândesc? Pe de-o parte, gândesc că da, trebuie să se echilibreze emoțional, să nu arate prea mult pentru că sunt într-o căsnicie sau într-o relație. Da, varianta cea mai simplă. Dar repet, ce gândesc? Păi voi sunteți, măi, dragilor, regele de cupe, aici sunteți voi, lumea și marele preot. Evoluați spiritual, sunteți plini de compasiune, de sensibilitate și instigați într-un fel sau altul. Deci nu, deci această pasiune nu se aprinde pentru că îi provocați voi într-un mod sexual, nu. Calitățile astea vibrante ale voastre îi provoacă, îi atrag. Ascultați și etalarea care am făcut-o mai devreme să vedeți ce vi se potrivește, ce atrage ca un magnet la voi.
Ce gândesc despre voi? Că își doresc să vă ofere simt. Conștientizează, pentru că vorbim de gândire, conștientizează că față de voi au o dragoste profundă alt rege. Față de voi au o dragoste profundă, pot să aibă o nouă relație, își doresc eventual și ar dori o căsnicie cu voi acum. Pentru că simt și gândesc că au multe de învățat, mult să crească împreună cu voi. Le arătați drumul, voi le arătați drumul, regulile de viață, principiile, da? Există și reguli spirituale, în spiritualitate există, da? Moralitate. Chiar dacă sunteți într-un triunghi, vorbim despre moralitate. Voi nu vă doriți să fiți... S-a întâmplat și s-a întâmplat din cauza că, ia uite, interesant, acest destin lângă aceste cărți ar putea să fie un destin greșit. Ar trebui să clarific. Dar nu este susținut destinul lor de aceste cărți. De-aia am zis că apare transformarea emoțională. Nu-și arată emoțiile regele de cupe, la bruscuța, dar trebuie să mergeți împreună amândoi către nouă, către speranță. Nouă, e călătorie spirituală, e casa nouă a spiritualității și aveți aici, pe partea voastră. Cum acționează? Deocamdată sunt supărați. Sunt supărați că a venit această dragoste, că nu se așteptau. Și se uită la toate celelalte cupe, relații pe care le-au avut, da? Și deja sunt drăguțe, sunt ok, da, ne bucurăm împreună, da. Nu se compară cu această strălucire, acest foc, cu acest soare. Nu se compară și sunt supărați. Parcă și ignoră, conștient, ignoră, am zis că își controlează emoțiile. Nu că nu văd cupa. Nu. Parcă nici nu îndrăznesc, așa simt, nici nu îndrăznesc să se uită la cupa asta. Și-ar dori-o. Dar sunt conștienți că trebuie să crească, să se transforme. Și uite așa, stau și așteaptă, șapte de... monede, stau și așteaptă, eventual pregătesc grădina pentru viitoarea relație, pentru o nouă lume cu voi, o nouă relație, o nouă căsnicie, eventual unii, în poziția gândurilor. Da, am zis, poate să fie și căsnicia asta. Și dragostea adevărată care o simt pentru voi și conflictul, conflictul între căsnicie și dragostea adevărată sau dragostea profundă, oricum este profundă. Da? Pentru că la voi a apărut, deși sunt căsătoriți, la voi a apărut dezechilibru, steaua, ia uite, și ia uite ce frumos, nebunul, flăcările gemene, sufletele perechi și dorința de a manifesta, nu doar să spere, nu doar să viseze. Da, e o relație frumoasă, reușită. Și totuși, destinul lor pălește pe lângă ceea ce puteți să faceți împreună. Poate o să și clarific, deși am zis că vreau să fiu mai la obiect. Ce simt față de ei? Deocamdată sunt în dezechilibru. Doi de monede. Acum, ori voi, ori ei. Dar se pare că în aceste cărți, interesant, deocamdată balanța pică înspre ei. Pentru că dacă v-ar alege pe voi, eforturile sunt prea mari. Deocamdată. De-aia vreau să facem predicții pe perioadă scurtă. Deocamdată. Încă mai stau în preajma lor. Încă. Până reușesc să se transforme, să se ridice, e vorba de valori, cântăresc valorile. Și interesant, apropo de valori de cântar, cum vine mesajul, dacă la ei, eu așa simt, valoarea este mai scăzută la ei, la voi este mai ridicată. Așa simt. La voi, uite ce cărți aveți. Și acum trebuie să aleagă. Dar ține secret toate emoțiile astea, au, nu-și înțeleg interesant. Cred că nici față de persoana respectivă n-au înțeles emoțiile. E o relație destul de ciudată, deși apar doi de cupe, trei de cupe, da, niște suflete, suflete perechi. Posibil a fost mai mult o prietenie, pentru că doi de cupe înseamnă și prietenie și trei de cupe iar înseamnă prietenie. Deocamdată stau împreună pentru că sunt prieteni, au trecut și ei prin niște situații, dacă au și copii, îți dai seama, vă dați seama, da? Încă comunică cum acționează față de ei, încă se mai bucură de faptul că au copii, că aia, și totuși cum acționează. Când se bucură, apare și a treia cupă, voi. Sunt între, cum acționează între ei doi, și între voi, da?
Sunteți tot timpul prezenți în mintea lor, chiar și când se bucură cu acest personaj. Se gândesc oare cum ar fi, pentru că în preajma voastră ei radiază. Cum gândesc despre acest personaj? Își doresc să o ia de la zero, dar se gândesc că îi lasă pe aceștia în lacrimi. Și aici este problema. Aici este problema. Cum? În secret își doresc acest nou început cu voi, a treia cupă. Dar sunt conștienți că dacă merg către sufletul pereche, care simt că este aici, ălaltul, mai strălucitor, mai evoluat, că sunt mai multe suflete perechi, îi lasă pe ei în lacrimi. Și aici se gândesc, ce facem? Ce facem? Aici e 4, 3, ia uite, 2, 3, 4, 5, 8, regele de cupe. Deci un tumult emoțional fantastic. Se gândesc că dacă o ia de la zero, nu, asta e, ei o să plângă. Și au mustrări de conștiință, pentru că totuși țin la ei. Au avut momente frumoase împreună. Încearcă încă să mai aibă cât de cât. Eventual încearcă să o ia de la zero cu acest personaj, dar tot la voi se gândesc, pentru că este înspre privirea înspre voi. E un regret aici. Ar încerca să mai lucreze această relație, ar încerca să le mai dea o șansă. Dar le teamă că pierd acest suflet pereche, care sunteți voi. De ce simt nevoia să clarific 4 de cupe? Clarifică, ia uite, turnul, am văzut. Ați venit ca un trăsnet în viața lor. Le dați viața peste cap. Clarificăm 4 de cupe. Ia uite, sunt supărați că n-au pomenit asemenea atracție în viața lor. Vă rog să-mi scrie, să-mi confirmați. N-au pomenit în viața lor asemenea atracție. Asta e legătură spirituală. Dacă aveți planete în semn de scorpion sau alte semne de apă, simt profund aceasta. De astea sunt supărați. Ia uite. Și aici sunt plini de răni. De răni. Se simt trădați. Se simt că s-au păcălit stând lângă acest personaj. Hai să vedem totuși. De ce este... Ce să clarific? Deci ei acum nu-și mai înțeleg emoțiile față de acest personaj. Luna înseamnă mistere, confuzie. Nu-și mai înțeleg emoțiile. Până acum era ok, se bucurau, aveau o viață normală. Ați venit voi, băi, nei, că și le-ați dat viața peste cap. Și voi nici nu știați că le-ați dat viața peste cap. Dar uite, așa s-a întâmplat. Clarificăm, ce sunt clarifici? La gânduri. Mai dăm o carte la gânduri. Ce gândesc despre ei? Ia uite, fantastic, da, ia uite, făceam tot cu cărțile voastre, dar interesant cum a revenit 5 de cupe și 10 de băte. Făceam cu cărțile voastre din greșeală, dar nu contează, mesajul e, se dublează 5 de cupe. Regretele, asta gândesc, sunt în regrete, se consumă în această energie, în această relație. Îi consumă și atracția față de voi, îi consumă și relația în care sunt și plâng. Nu, ia uite unde s-a oprit la lună, da? Confuzii emoționale. Hai să vedem totuși. Am o carte. Magicianul, 0 și 1, vor să manifeste. Nu știu pe de-o parte cum să comunice, cum să manipuleze situația acolo, că vor să manifeste ceva nou. Ia uite, conflictele interioare care erau la voi. Pentru că sunt geloși, ca nu cumva cineva să vă fure. Da. Cam atât. A, am zis că să vedem unde ce reușiți să faceți. Hai, ce reușiți să faceți. Cum? Cât mai stau cu ei. Ok, cât mai stau cu ei. Cât mai stau cu ei. Ia uite, deocamdată sunt defensivi. Se luptă să-și păstreze relația, pe de-o parte, dar nu sunt foarte deschiși față de ei. Se luptă. Se luptă. Conflicte.
E o relație în care deja... Deși pe vremuri era ok, da, se mai întâlnesc, mai stau de vorbă, se mai bucură și totuși se luptă să păstreze și relația pentru că deocamdată nu știu ce să aleagă. Pentru că trebuie să aleagă. Cu îndrăgostiții trebuie să aleagă. Față de voi, ce se va întâmpla? Vor să fie cu voi, că vă simt. Vă simt de la distanță. Vă simt mirosul. Vor să vină, să vă împăcați, să stați de vorbă. Să se gândesc obsedant la voi. Dar iar apare 8 transformarea. Ca să puteți să fiți împreună, trebuie să se mai lupte acolo. Ia. Trebuie să vină, să comunice, să călătorească. Clarifică în 7 de bâte. Clarifică în 7 de bâte. Aici am vorbit un pic mai mult la... Ia uite. Să se echilibreze mental, dar vor să se detașeze. Vor să plece de aici. Se luptă să-și păstreze mintea în echilibru. Să-și ordoneze un pic gândurile. Se luptă, se străduie. E o luptă interioară mai mult, așa o văd. O luptă interioară. Cam atât, dragii mei. Numărul 2. Trebuie să strâng cărțile ca să pot să vorbesc și pentru ceilalți. Dar o să mai facem din când în când. V-am zis, nu vreau să fac previziune pe o perioadă lungă, pentru că Dumnezeu are surprize pentru noi și pentru voi. Deci, numărul 3. Cei care ați ales numărul 3. Ia uite ce aport. Energia comună dintre voi, căprioara. Îmi cer scuze pentru Hansa. Căprioara. Ce simt față de voi? Față de voi capătă cunoaștere. Vor să vă cunoască, interesant, vor să vă cunoască. Față de ei, 6 de spade. Vor să se detașeze, vor să separe. Să separă bucuriile de necazuri, dar 6 de spade înseamnă detașare de necazuri, să meargă către lumină. Dar lumina cred că o găsesc, pentru că lumina înseamnă cunoaștere, cred că o găsesc lângă voi. Energia comună este căprioara, energie de pământ. Vor să materializeze ceva, ceva special alături de voi. Au multă blândețe, multă romantism, sensibilitate, sau cel puțin așa vă văd. Așa vă văd. Dar este și o energie care se dezvoltă, este valetul de monede, care se dezvoltă greu. Dacă e ceva să construiți, construiți destul de greu. Și totuși, și timid. Există o neîncredere. Deși există sentimente pure, frumoase, delicate, dar o neîncredere. Îmi cer scuze pentru Hăsuca, pentru că face cum face, dar e ora ei de joacă și se joacă cu pietrele, cu... crengile pe afară. Sper că înțelegeți cei care aveți cățeluși, da? Așa se joacă unii mai gălăgioși. E un fel de a râde al lor. Da. Și ne aveți căței și știți cum e să mângâiați pe bârtică un cățeluș cu mârie, conștientizați că e umărit din joacă. Deci, ce simt față de voi? Ce gândesc față de voi? Ok, ia uite, dragoste profundă, pe care încearcă să nu arate, să o țină în control. Eu dragoste. Ce simt față de voi? Ce simt? Obsesie, neine. Ce simt, ce gândesc? Trebuie să aleagă între voi și personajul respectiv. Cum acționează, își fac griji, sunt foarte stresați, foarte stresați. Ce simt față de voi? Simt că sunteți cei mai buni prieteni, sunt niște oameni pe care și-ar dori să-i aibă aproape, să vă cunoască, să vă descopere, să manifeste ceva frumos. Ia uite, să înceapă o nouă lume. Simt că v-ați mai întâlnit, nu știu cât știu ei de alte vieți anterioare, dar simt că e profundă relația între voi. Ce simt față de ei?
Hai să vedem față de ei. Ce simt față de ei? Ce simt, ce gândesc, cum acționează? Repet, triunghiurile astea amoroase nu trebuie să se și împlinească în fapt. Adică poate să fie o atracție, știți că sunt căsătoriți, iau-te justiția, poate balanță pentru unii, căsătoriți, despărțiți, în fine. Poate dacă nu e relație să fie o altă prietenă sau un alt prieten, variază. Ce simt? Magicianul. 8 de spade, monede, iau-te, 8-8, iar 8-8, transformare. Față de ei, interesant. Da, ce simt față de voi și ce simt față de ei? Deocamdată posibil. Încă să-și mai dorească ceva, o nouă etapă în relația cu ei. Deși am senzația, vă rog să-mi confirmați, am senzația că acest nou început este pus în balans, pentru că trebuie să se decidă. Încep o nouă etapă în relație cu ei sau încep o nouă relație cu voi? În fine, ce simt față de voi? Simt că sunt atrași la maxim, că este o legătură sexuală pe care tot așa n-au mai experimentat, o obsesie. Eventual v-ați întâlnit la locul de muncă, dar se pune acest triunghi amoros, că vorbim de triunghiuri amoroase, da? Poate că ei mai au pe cineva la locul de muncă, iar poate să varieze. Ei să aibă la locul de muncă pe cineva. Văd semn de pământ, în mod special Capricorn, Taur, Fecioară. Aici, mult pământ. Ce simt? Vă simt ca pe o tentație în fața căreia nu pot să reziste. Chiar dacă ei deja sunt într-o relație, voi sunteți aici, atrageți atenția, sunteți tentația. Voi sunteți ok, dar ei devin obsedați de voi. Ei devin obsedați de voi. Tocmai pentru că nu-i băgați în seamă, interesant. Ce gândesc? Că trebuie să aleagă. Și posibil că va mai dura acest... Până aleg... Ok, îmi cer scuze pentru cățel. Până aleg, trebuie să-și păstreze echilibru, poziția socială, profesională. Ce gândesc? Că și-ar dori să vă impresioneze prin poziția socială, profesională pe care o au, pe de-o parte. Ok. Deci oricum sunt puși în poziția să aleagă. Față de ei se simt blocați, sunt în confuzii, au opțiuni. Față de voi pot găsi stabilitatea, simt, da, gândesc că își pot găsi stabilitatea, dar trebuie să aleagă. Cum acționează? Își fac gânduri, griji, 9 de spade și trebuie să-mi conștienți că trebuie să aștepte. Să investească, să vă demonstreze, interesant, să vă demonstreze că sunt oameni stabili, oameni care vor să facă ceva altfel. Evident că va trebui să clarific sau ar trebui să clarific. Altfel, pentru că într-un fel sau altul, la voi a apărut cunoaștere. Prin voi se regăsesc. Prin voi încep să se cunoască dintr-o altă perspectivă. Chiar dacă ei simt că sunteți o tentație, puteți să fiți foarte inocenți, da, cu această energie. Dar pentru ei, să fiți ceva greu de controlat. O energie, să aveți o energie sexuală pe care ei o resimt într-un mod foarte intens. Ce simt față de voi? Simt că îi legați într-un fel sau altul. Aveți o putere. Prin cunoașterea pe care o aveți, simt că aveți o putere fantastică față de ei. S-ar lega singuri, dar trebuie să se decidă. Deocamdată lucrurile în această relație cam stagnează, pentru că sunt cel puțin, iau-te,
doi de spade care trebuie să aleagă, 7 de monede care așteaptă, 9 de spade care își face griji, 8 de spade care iar este un blocaj mental. În fine, să ajungem la ei. Ce simt față de ei? Că e o nouă relație pe care o pot explora din punct de vedere sexual cu 8 de bâte. Simt atracție și față de acest personaj. 8 de bâte, da? Probabil că nu e de multă durată, de mult timp această relație pe care o au cu ei. Însă nu se compară cu diavolul, cu această energie sexuală pe care o au în preajma voastră. Deci ar face orice pentru voi din punct de vedere sexual. Cu ceilalți doar explorează și se transformă și experimentează cu acest magician. Se vrăjesc unul pe celălalt eventual. Sau încearcă să vrăjească ce simt. Posibil, da, posibil. Nu putem să negăm că există atracție și față de această persoană. Dar aici este altfel de atracție. Deși, repet, aici apare o energie foarte înaltă. E nouă, e spirituală. Dar ei așa o percep. Pentru că, deși pot să se cunoască, pot să învețe să manifeste, pot să crească spiritual, ei sunt fixați mai mult pe aparențe. Pe felul în care arătați, pe poziția voastră socială, profesională. Gândesc că ați da bine împreună. Interesant cum vine mesajul, da? Ați da bine împreună. Estetică, avem taur, da? Semnul taurului ține de Venus, de estetic. Da? Poate că unii dintre voi aveți o latură artistică cu acest 3 de monede, cineva care face artă. Și atrage și leagă. Așa se simt, așa simt ei. Repet, și față de acest personaj simt atracție, însă am senzația că dinspre voi este mult mai obsedantă. Ce gândesc? Gândesc că în această relație se blochează. E doar o opțiune. E doar o opțiune din multele. Această relație e doar o opțiune din multele. Și se gândesc că se blochează. Cum acționează, își doresc ceva nou. Că ar dori o etapă nouă cu acest personaj, că ar dori o etapă nouă cu altcineva, eventual cu voi, dacă aleg, dacă au curajul. Nu știu de ce simt nevoia să vorbesc de curaj. Au nevoie tot timpul să își împrospăteze energiile cum acționează asul de bâte și asul de spade. Au nevoie tot timpul, aha, interesant, cum acționează. Au nevoie de stimulare fizică și mentală. Tot timpul au nevoie să fie stimulați. Și probabil că îi stimulează această relație. Dar una e să-i stimuleze și alta e să-i crească, pentru că aici este vibrația mai înaltă. Și repet, chiar dacă sunt cărțile așa, chiar dacă a apărut diavolul, asta nu înseamnă că voi sunteți așa. Așa vă percep ei. Hai să clarificăm totuși. 9 de spade. Clarificăm 9 de spade. Ia uite, deocamdată stau pe loc. Trebuie să învețe, să se conecteze la latura lor spirituală. Da? Clarificăm și diavolul. De ce vă văd așa? De ce vă simt așa? Simt că puteți lega. Ia uite, deci simt această legătură, 6 de cupe. Legătură profundă, dar efectiv pe ei îi... Ia uite, cum face și cățelul, parcă e nebun, e nebuniț într-un fel sau altul din punct de vedere. Le creați conflicte. Uite cum face și cățelul, nu o fi o întâmplare. Sper că nu s-a decalat sunetul, că am cercat să o liniștez, dar văd că nu vrea. Clarificăm 8 de spade. De ce simte 8 de spade față de cealaltă persoană? Ia uite. Tocmai la voi a început nebunea asta cu cățel. Ia uite, soarele. Ce simt?
Soarele e o carte foarte frumoasă, cea mai frumoasă carte. Ce gândesc, pardon, ce gândesc? Gândesc că vor să se simtă bucuroși, dar deocamdată sunt legați, într-un fel sau altul, blocați mental, de niște fantezii. De niște opțiuni? Eventual simt că pentru unii așa simt mesajul. Își doresc să iasă din blocajul ăsta, din cușca asta mentală, care înseamnă opțiuni, fantezii, și se gândesc că își doresc o trezire, își doresc o nouă relație, o nouă relație. Acum, că o fi acest personaj, cu voi este mai greu. Apare turnul, trăsnet. Și lumea. Posibil că în preajma lor ei se simt mai copil. Aveți asul de bâte? Au. Copilul divin și magicianul. Niște cărți care mie îmi spun acum de o stare de optimism. De inocență sau imaturitate. Aha, interesant. Posibil, în preajma acestei, dar vedeți cum vă adaptați mesajele, ca să nu vă supărați. Eu vă dau mai multe posibilități, pentru că e totuși o etalare colectivă și generală. Faptul că își permit să rămână un pic mai imaturi, deocamdată este mai convenabil pentru ei să stea în această relație decât să vină aici. Unde sunt efectiv, sunt conștienți că își pot crea o dependență fantastică față de voi. Și repet, nu că ați avea voi ceva, ci ei, în preajma voastră, efectiv devin sclavii voștri. Așa simt. Haideți să vedem ce se întâmplă în relația lor. Stau împreună, ce fac, ce manifestă, că văd că sunt doi ași în felul în care acționează. Vor sta împreună? Ia, o carte. Vor sta împreună? În următoarea perioadă, că o să mai facem. Nu vreau să fac pe perioadă îndelungată. Pentru că la voi apar niște cărți care arată stagnare, bănesc că se vor mai întâlni cu ei. Interesant. Apar niște blocaje. Ia uite și moartea și transformarea. Deci soarele s-ar putea să vină dintr-o altă direcție, cum am zis mai devreme. Da, se bucură, e un moment și cam atât. Nu este energie care îi leagă, cum este Saturnul acesta, Saturnul, Capricornul, nu Musa e Capricornul, e Saturn, varianta lui negativă. Bine, Saturn este și varianta pozitivă, lumea, dar deocamdată aceasta, ia uite, moartea. Moartea înseamnă că își doresc să pună capăt relației. Dar este destul de ciudat, pentru că apar nouă de bâte, cearcă să protejeze ceva, să blocheze, să reziste. Probabil că își mai continuă un pic relația împreună. Pentru că ei trebuie să se transforme. Haideți să vedem la voi. Destul de încărcată energia, totdeauna la numărul 3 e mai ciudat, nu știu de ce. Ce veți fi sau nu veți fi împreună? Deocamdată voi nu o să fiți împreună prea mult timp, adică prea curând. Apare eremitul, da? Eremitul înseamnă tăcere, răceală, pentru că trebuie să-și găsească lumina. Trebuie să intre în această călătorie, trebuie să... Ah, interesant, ce superb. Trebuie să-și găsească cunoașterea. Lângă voi, relația nu trebuie să fie sexuală. Deocamdată. Deocamdată. Chiar dacă ei o transformă în așa ceva, așa simt. O dependență sexuală de voi, o atracție fantastică. Dar eremitul reprezintă cunoaștere, este numărul 9, da? Aici trebuie să crească spiritual, o călătorie spirituală, trebuie să le arătați, să vadă.
ce au de schimbat, ce au de vindecat, și a se decupe înseamnă vindecare. Voi îi puteți vindeca, îi puteți concilia în legătură cu aceste tendințe ale lor, dependențe sexuale, dorința de a explora sexual niște lucruri. Și interesant, la capătul setului de cărți apare asul de spade care, de fapt, apăruse mai devreme la ei. Cunoașterea. Cunoașterea. Cunoașterea asta. Sper că o fi coerentă, da? Și luna. Și marea preoteasă. Trebuie să învețe, să aibă victoria asupra emoțiilor, să-și cunoască emoțiile, intuițiile, să crească spiritual de la starea de obse sau dependent. Nu este tocmai măgulitor ca cineva să simtă așa ceva pentru voi. Nu știu, depinde. Mai ales dacă aveți ceva de să-i învățați. Pentru că își încetinesc cunoașterea. Pentru că au tendința să fugă de emoții. De-aia am zis. Eventual aici să transforme. Deocamdată încearcă să reziste cu nouă de bâte, încearcă să reziste. Pentru că n-au cum altă variantă, nu au. Asta e opțiunea. Dacă vor să se mai bucure de o relație, de cineva, de ceva, trebuie să reziste aici, pentru că aici au multe de învățat. Și remitul înseamnă și tăcere. Înseamnă și ghidaj spiritual. Înseamnă multe. Eventual, prin relația cu voi, își transformă și relația cealaltă. O mai vedea, dar mi se pare destul de ciudată, de ciudată etalarea. Nu prea văd deciși. Pentru că în poziția gândurilor au și 8 de spade, au și 2 de spade. Nu sunt niște oameni foarte hotărâți, sunt destul de confuzi. În legătură cu ce își doresc într-o relație, așa îi simt. Vă rog să-mi confirmați. Deci aceasta este etalarea pentru voi, da? Eremitul și asul de spade, moartea și 9 de bâte. Cam aceasta este etalarea pentru numărul 3 și cam toată etalarea triunghiului amoros deocamdată. O să mai fac din când în când. Sper că v-a plăcut, sper că v-ați găsit niște răspunsuri, v-ați găsit niște confirmări. Alegeți mesajele pentru că nu toate sunt pentru voi. Nu uitați că o etalare generală, n-am nimic nici cu unul, nici cu altul. Încerc să fiu neutră de fiecare dată, dar dacă simt o energie negativă, o citesc, nu o luați personal, nu o luați nimic personal și vedeți unde, ce și cum vă încadrați. Oricum, cam atât deocamdată. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup! Pa, pa!